Problemele au fost la desemnarea reprezentanților în adunarea generală acționarilor la SECE Transurbise-SA Zalău, în momentul în care la numărarea voturilor s-a constatat că pentru viceprimarul Daniela Coța, care a fost propunerea PSD pentru unul dintre cele 5 locuri în adunare, nu au votat toți consilierii USL. Mai exact, din 14 voturi cât ar fi trebuit să acumuleze viceprimarul din partea colegilor de Uniune, a primit doar 9, trădările fiind puse pe seama consilierilor PNL. Nu aș fi dorit, dar cred că este invidios acest an. Pentru că mi s-a părut chiar disperată încercarea unor colegi de Consiliu, membrii PNL, de a apăra interesele de grup dintr-o anumită societate comercială, inclusiv cu riscul de a nu funcționa coaliția USR în SLA, deci interesul a fost mai mare al lor decât acela de a funcționa coaliția. Solicit ca în cadrul fiecarei ședințe ordinare de Consiliu Local, președintele ADA, care va fi ales la fiecare din zonă, cele pe care astăzi le-am analizat, să facă o informare scrisă Consiliului Local asupra hotărârilor care vor fi adoptate în ADA. Solicit acest lucru pentru transparență, în primul rând, pentru informarea colegilor noștri. Înțeleg că este mult mai operativ și este foarte adevărat. Este mult mai operativ să lucrezi cu o AGA restrânsă decât cu o AGA formată din 21 de persoane. Acesta este un lucru adevărat. Dar trebuie să înțeleagă absolut toți colegii din Consiliul Local că nici o societate comercială nu este pe rude proprie. Deci, indiferent cât ar fi de mari, de ample interesele, cred că este momentul să fim puțin mai transparenți. Deci, solicit, nu propun, ca la fiecare ședință ordinară de Consiliul Local să facă această informare președintele care va fi ales președinte ADA la cele 3 societăți comerciale. N-am să uit să cer informarea dacă nu va fi pusă pe ordinea de zi. Primarul Radu Căpălașiu s-a declarat de acord cu prezentarea acestor rapoarte, cu mențiunea că ele nu ar putea fi întocmite lunar, întrucât adunările generale ale acționarilor se țin cu o frecvență ceva mai redusă. Se întâlnește de 2-3 ori pe an, în funcție de necesități. Și e ok, chiar cred că este foarte corect să se prezinte un raport cu hotărârile care stau în cadrul ADA. În rest, chiar nu vă spuneam.